În urmă cu 3 ani, municipalitatea a aprobat desființarea unei zone cu 50 de locuri de parcare pentru construirea unei noi biserici într-una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului Constanța. În urma numeroaselor proteste și procese inițiate de oameni, construcția a fost sistată. Acum, ploile au transformat zona într-o mlaștină. Fosta fundație a bisericii care ar fi trebuit construită în această zonă a fost acoperită acum aproximativ un an, iar de atunci oamenii continuă să circule printre noroaiele care se formează după fiecare ploaie, căci de parcare nici vorbă. Rămân oamenii cu mașinile blocate aici. Ieri două abia au ieșit, astăzi una. Murdar tot de noroi, săracii de ei, nu mai au locuri de parcare. Să vină să facă parcarea asta. Groaznic, noroi mult, mizerie care o cărăm în tot orașul. Și vedeți și dumneavoastră acum cum poate să arate o parcare în 2021. Oamenii spun că situația durează de ani de zile, iar promisiunile autorităților au fost în van. De vreo 8 ani de zile situația asta stă, a făcut o groapă să facă biserică. Pe urmă au zis, s-au astupat groapa, cu greu au astupat, după ce am făcut sesizări peste tot, la primărie, vechiul primar, au astupat, au reușit să astupă, n-au pus piatră, n-au pus nimic, a zis că fac o parcare și loc de joacă de copii, dar n-a făcut nimic până acum. Acum vreo 2 zile venise un IMSO de ăla și trăgea de o mașină. Șoferul nu putea să coboare că intra până la glezne, cel puțin cu pantofi în noroi amestecat cu apă și cu alte mizerii. Am cerut și noi explicații autorităților, iar acestea promit că vor lua măsuri în acest caz. Societatea civilă s-a impus în acest caz și pentru că nu au fost respectate prevederile legale cu privire la obținerea autorizației de construire, instanța a decis anularea acesteia. Ca urmare, s-a renunțat la edificarea lăcașului de cult. Lucrurile nu vor rămâne așa. Vom lua măsuri pentru ca acest spațiu să redevină parcare, iar locuitorii din acea zonă să-și poată lăsa mașinile în condiții decente. Urmează să fie probabil pe listă primarului peste vreo 15 ani.